Examenul de rezidenție testează cunoștințele dobândite pe parcursul tuturor anilor de studiu din diferite domenii ale medicinei. Promovarea acestui examen aduce candidaților posibilitatea de a ocupa un loc și un post la una din multele specializări ofertante pentru a se pregăti ca viitori medici specialiști. Mii de absolvenți ai facultății de medicină au susținut examenul de rezidențiat. Acest examen reprezintă o posibilitate de a începe o nouă treaptă în cariera de viitor medic, dar și un test al cunoștințelor dobândite pe parcursul facultății. Care sunt însă opiniile pe care le au candidații în urma examenului? Atât cadrele didactice, cât și evaluatorii, dar și organizatorii au depus eforturi uriașe pentru asigurarea bunei organizări și condițiilor concursului de rezidențiat. Pentru concursul de rezidențiat 2024 s-au înscris în Centrul Universitar Iași, la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa, 1814 candidați, respectiv 1000 pentru domeniul medicină, 490 pentru medicină dentară și 324 farmacie. În ceea ce privește, să spunem, organizarea, ca și în precedenții 8 ani de când mă ocup de organizarea acestui concurs în calitate de prorector pe acest domeniu, am apelat la sprijinul universităților prietene și partenere, respectiv Universitatea Științele Vieții, Universitatea Alexandru Ioan Cuza și Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași. Unii absolvenți au ieșit încrezători din sălile de examen, alții însă au părăsit sălile în lacrimi. Mulți dintre ei au spus că examenul din anul acesta a fost mult mai dificil decât examenele din anii precedenți. Un examen de maturitate, ca să zic, printre rândurile doctorilor și viitorilor medici specialiști, ca dificultate medie. Acum vedem ce o fi ca rezultat. Doamne ajută! Eu aș vrea să mă îndrept spre protetică ca specializări. Față de anii trecuți, cum au fost? Subiectele au fost un pic mai greuțe față de anul trecut, cel puțin, și locurile foarte puține față de alți ani în care... Chiar am avut o concurență mai mică față de anul ăsta. Mai a fost ok, n-a fost chiar atât de rău pe cât mă așteptam la emoții și la tot stresul. A fost bine. Cât ți-a luat să pregătești pentru acest examen? De după licență, deci câteva luni. La ce facultate? Am terminat medicină dentară. Acum pentru mine e un pic mai important orașul, deci are prioritate orice la Iași, dacă nu protetică sau chirurgie. Repartițiile pentru ocuparea locurilor vacante vor fi decisive pentru cariera candidaților. Acestea vor avea loc peste o săptămână.